Saturn Bronze, toată lumea a spus că tu ești puțin, sunt că costau 35.000 de dolari. De unde atâția bani? Și am făcut un apel în toată lumea, unde am știut că există cei plecați din Târgu Mureș. Am redactat o cerere în românește, în ungurește, în engleză, în germană. Și a difuzat-o cum? Prin cine? Prin internet, prin e-mail personal. Cum am dragă. Și norocul nostru a fost că a fost perioada 2002-2003, când problema Holocaustului s-a discutat și am făcut-o fie la Răzvan Tăbărescu, ministru. Da. Unul la suflă. Că nu avem suficienți bani și mi-a răspuns la telefon că dacă nu depășește 50.000 de dolari, se rezolvă. Deci are posibilitatea Ministerul Cultelor să contribuie. Și am spus, nu-mi trebuie toți bani. Nu trebuie de 15.000 de dolari. Ca să putem face restul. E cunoscut cu asta. Dragă, tradu-mi te rog dacă poți. Poftim? Textul te rog să mi-l traduci așa. Textul mare. Uite, ai în engleză aici. În engleză, dar nu știu. Emlék ezért a neveknek a híréért, a testvérünk, a zsidó nép Târgu Mureșból és a környezetből, aki deportálta a magyar fasiszt kormány 94 tavaszán, és meg voltak ölve a koncentráció krempekbe, a náci ellenségért. Emlékük legyen megőrizve mindig. Örökre. Május 3-án avattuk fel, amikor minden évben megemlékezünk az eldeportáltakról. Amikor van a megemlékezés, akkor avattuk fel. Itt nem voltak Skóciából, vagy 20-an. Nagyon sokan voltak. Ezt a parkot kaptuk a várostól. Itt laktak a zsidók. Ebben az utcában, és ebben az utcában végig nagyon sok zsidó család él. De érti, a szkusze, végig a csetevi a szkusze, te nem tudja, akkor még így nem jön, nem tudja, hogy gyűlöl még a szkusze. Kinek? A szkusze, én is. Kinek? 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 Nu pentru noi am fost aici. Cu îngrunite, de ce a fost despre cei care ați fost în detașamente de muncă, voi aveați, erați ca oameni plate în țară. Dacă aveți bilet de boie acolo, odată, pe două zile, puteați circula. Până la deportare, după deportare. Până atunci, da. Trebuia până s-a terminat deportarea. Și a intrat în ca un ghetou, avea legitimație, în alt ghetou, și își vedea familia și nu care vreau la rămâne și vedea. Și acest Peter îi chema. Zice, ce? Cu ce? Ce? Cum a zis dat domnul ghetou? Nu avea legitimație. Ce legitimație? Poftiță. În fața lor le avea legitimație, nici îi spunea, de aici nu mai ieși. Și a doua zi te mâta cu trenul transportului, te mâta acolo. Dar cu mulți acolo, numai asta, pe urmă, a făcut o delegație cu răspunde la ușa, a trimis-o în gară și verifica oameni evrei ăștia. Și cum îi găsea că îi duceam de acolo. Asta este el. El e cunoscut ce a făcut. Însă când s-a... Vin aici, pe asta sunt. Când s-a apropiat, însă... Armata sovietică, deși românii, a fugit ca toți cei mai mulți, au fugit în Ungaria. Și a primit o slujbă nouă. Până la urmă, a fost arestat. Pentru că se conlucrau tribunalele din România. Cu cea din ala de la Cluj. Ala de la Cluj, la Buta Costa n-a fost așa cu ghetor, dar a fost tribunalii de război. Și a fost și el arestat. Ai noștri au auzit și oficial a cerut Budapestei să trimită să-i judece aici, că aici a fost judecată. Și
s-a convenit că se cuvinte. Și i-a spus ăsta care era în care arestat, da, stătea liniștit acolo, că să se pregătească, că i-a spus eu când vin din România și să duc acolo că să fie judecat. Și s-a sinucis, i-a fost să. Dar ce este acum mai interesant, ca vin aici să auzi, te interesează, că la Coșnițe trenurile nu s-au deschis. Plecau din ghetou cu lanțul pe din afară, numai la Coșnițe. Acolo coborau totdeauna vagonul din față și din spate, era cu jandarmi dortiși care păzeau trenul. Coborau și în locul lor ducau SS-iștii și ei ducau până la afară. Totdeauna când se pleacă lumele, din fiecare vagon cobora cineva, care zicea că șeful vagonului, alegea unul care era mai în vârstă, care avea mai tot puțin și cobora și în fața lor spunea că tata a stăcut la lanet și se vedea. Unul, Smut, îl chema Mibin de Bunici. Auzi-te pe toate le știe. Zic Smut, Mibin Gheorghe, Gheorghe. Acum să spun, acest Smut a fost scutit ca invalid de război. Avea drept. Ăsta le lua la și ăstea și le rupea, care era scutit, da. Oficial, în lege. Ăsta Smut nu l-a prezentat, nu i-a venit, a plecat. La Coșițe, din vagonul ăsta, a coborât Smut. Și Smut stă acolo, știa bine, mințește și merge la SS-ist. Și spune că cine este el și că e cu familia și cu cum. Și dă-i cu tine. Ai o dovadă? Am. I-a dat dovada. A chemat pe SS-ist, pe hortist, pe comandant, care a fost acolo să-i predea SS-istului. Zice, dar ce-i cu ăsta? De ce l-ați arestat? Nu știu ce. Păi, voi nu știți că dar... E ordin, avea, nu știu, 85% de ani, inspectiv. Începe să se bâlbâie, zice, voi nu executați ordinul meu. Imediat, vă spun și ăsta, că să-ți coboră familia, auzi? A coborât familia, a chemat o hotiță să ducă să la punța. Și în cartea asta, care acum am spus, să vezi, că este cartea asta. Și mărturia, Irina,